Ediția 17-a festivalului Cântă de Răsună Lunga a oferit tuturor celor pasionați de folclor un nou prilej de întâlnire în satul Ciuciulea. Chiar dacă din cauza ploii evenimentul a avut loc în Casa de Cultură, oamenii au rămas profund impresionați de evoluarea artiștilor care au încercat să-i molipsească pe cei prezenți de dragoste față de tradiții, cultură, dragoste față de neam. Această a 17-a ediție a festivalului Cântă de Răsună Lunga ne dă un nou prilej să constatăm că doar prin educație și cultură omul devine om și poate cuceri orice înălțime pe măsura așteptărilor sale. Dar pentru neamul nostru românesc, tradițiile, obiceiuri, codul popular, meșteșugărilor este și o formă de a rezista în veacă. O spun cu toată certitudine că sunt o persoană care am umblat puțin pe diferite țări, inclusiv și peste ocean, și toți cei care ne-au cunoscut și ne vor cunoaște în continuare nu pot să înțeleagă niciodată cum s-a menținut în vremuri destul de vitrege această calitate a noastră de a reînvia prin tradiție, prin cultură, prin dragoste față de neam și țară, de atâta timp. La eveniment au fost prezenți și delegația din Bistrița, înfăit înfrățit cu raionul Glodeni. Președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, a vorbit despre emoțiile sufletești pe care le trăiește ori de câte ori vine în Moldova și a apreciat efortul organizatorilor pentru promovarea identității naționale. E o bucurie foarte mare și o emoție specială prezența astăzi aici, alături de dumneavoastră, la acest festival care este la ediția 17. Sunt momente complicate la nivelul întregii lumii. Se reașează ierarhii, se reașează poziții de putere și mă bucur foarte mult că domnul președinte Leu, că împreună cu colegii dânsului, cu colegii primari, găsesc soluții și resurse în aceste momente complicate, astfel de festivalul care promovează identitatea poporului nostru, portul popular al nostru, tradițiile noastre populare, să poată merge în continuare și aceste festivaluri să existe și mai tinerii noștri concetățeni, de la copii, la tineri, să poată să preia aceste frumoase obiceiuri să ne ducă mai departe. Astăzi anume la Ciuciulea, anume în satul meu iubit, anume la acești oameni frumoși se desfășoară acest festival Cântă de Răsună Lunga, deoarece este o lungă foarte frumoasă și va răsuna din deal până în vale. Vă mulțumesc întregii echipe din România, vă mulțumesc că ați ales să veniți astăzi, anume să coincide delegația și prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare la Ciuciulea. Festivalul a adus în sufletul celor prezenți trăiri și emoții deosebite, iar artiștii au înseminat ziua de duminică. Ajuns la maturitate, festivalul concurs Cântă de Răsună Lunga continuă să promoveze istoria, tradiția și autenticitatea. Această ediție s-a constituit într-un moment de referință pentru raionul nostru de promovare a folclorului românesc, bucurie.